Primesc destul de des întrebarea, mă scol dimineața cu gâtul înțepenit, ce pot să fac? Doare, nu-l pot mișca, trebuie să găsesc o soluție. Ei bine, soluții sunt mai multe. Prezint două în continuare. Sunt două clipuri mai vechi pe care le-am legat în acest clip care urmează. Unul este cu o manevră de presopunctură și unul cu o serie de exerciții. Dacă merge cu manevra de presopunctură, foarte bine. Dacă nu merge sau, în sfârșit, nu dispare complet torticolisul, poți încerca exercițiile în continuare, care sunt de asemenea foarte simple și nu iau mult timp. Corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere! Ce poți face dacă ai gâtul înțepenit? Nu-l poți să miști stânga-dreapta, să-l înclini așa. Atunci când vorbești cu cineva, te întorci pe cineva, te întorci cu tot corpul, pentru că nu poți să întorci gâtul. Ia mâna și apasă tare între degete. Apeși între aceste două degete, după care faci mișcări. Înclini stânga-dreapta, rotești stânga-dreapta, faci mișcări așa de rotire. Apoi continui aceeași mișcare între celelalte două degete, repeți, deci ți-ai apăsat 30 de secunde, după care repeți aceste mișcări. Și în final, apeși și la acest ultim spațiu, tot 30 de secunde, și repeți mișcările. Stânga, dreapta, înclinat și rotit. Și vei vedea că gâtul devine mai mobil. Faci această manevră și corpul tău îți va mulțumi pentru asta. Numai bine, sănătate, la revedere! Bine v-am găsit, prieteni! Astăzi vă prezint o manevră simplă, dar foarte eficientă pentru rezolvarea torticolisului. Acea situație în care ne trezim dimineața cu gâtul strâmb. Vedeți pe ecran testimonialul unui prieten care spune că a făcut această manevră și i-a dispărut durerea. Despre ce este vorba? Să zicem că ne trezim dimineața și avem gâtul înțepenit. Trebuie să vedem întâi direcția și sensul în care gâtul este înțepenit. Și pentru asta facem o manevră foarte simplă. Înclinăm capul în față și în spate. Sau aplecăm stânga, aplecăm dreapta. Sau rotim stânga, rotim dreapta. Și sesizăm pe ce direcție și în ce sens gâtul este înțepenit. Să spunem că nu putem să ducem capul pe spate. Aici mișcarea este înțepenită. Ce trebuie să facem? Să aplecăm capul în sensul opus. Adică dacă este spre spate blocat, punem mâna la ceafă și apăsăm pe cap, astfel încât să atingă bărbia pieptul, repetăm mișcarea de 5 ori. Și ar trebui să se reducă semnificativ sau chiar să dispară durerea. Eventual, repetați încă o dată de 2 ori. Dacă ar fi fost mișcarea spre față, blocată, înțepenită, atunci punem mâna pe frunte și apăsăm de 5 ori în sens opus. La fel stânga-dreapta. Dacă este blocată așa rotirea spre stânga, facem de 5 ori o rotire spre dreapta. Dacă este înclinarea spre dreapta blocată, atunci punem mâna așa și aplecăm, înclinăm capul spre stânga de 5 ori. Am primit mai multe testimoniale de la privitori care spun că manevra este eficientă și dă rezultate rapid. Dacă aveți așa ceva, încercați-o și voi, dați un share, chiar dacă nu aveți această problemă, posibil să fie mulți cei care suferă de așa ceva și este bine să cunoască această manevră. Vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere!